Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Etalare pentru iunie 2020. După cum vedeți, deja câteva mesaje au și venit. Am văzut în timp ce am amestecat setul de cărți, acesta, pe care îl voi folosi la voi, am văzut faetonul și îndrăgostiții. Vreți să mergeți către persoana de care sunteți voi îndrăgostiți, persoana pe care simțiți că vă completează, cu care sunteți fericiți. Nu e obligatoriu să fie geamăn, poate să fie orice. Am văzut și faetonul ar putea să fie și rac, dar nu e obligatoriu să fie rac. Faetonul poate să reprezinte și mașinuța voastră și determinarea voastră de a merge către o dragoste adevărată, dragostea care vă completează. Mesajul de la îngeri a venit deja, este uniunea inimilor. A venit mesajul invers și las așa. Ideea este că sunteți în apropierea unii dintre voi. Ați intrat pe vibrația aceasta înaltă a sufletelor perechi, n-aș spune musai flăcări gemene, pentru că asta e destul de complicat și destul de rar și pentru asta trebuie multă muncă, ani, ani de muncă spirituală, așadar măcar suflete perechi, suflete darmice. Ați intrat pe o altă vibrație și sunteți în apropiere, sunteți pe cale să intrați în Uniune, dar bănuiesc că dacă a venit invers, mai aveți ceva de așteptat, da? Acea persoană care vă completează, că nu degeaba ai fi văzut îndrăgostiții. 28, poate să vă spună ceva, poate e vârsta voastră, poate e numărul apartamentului, poate e, nu știu, ceva. 8 cu 2, 10 înseamnă 1, da? Două persoane se transformă 8, da? Două persoane se transformă 8 și devin o singură persoană, o singură ființă, da? O singură ființă. Simțiți că lângă cineva puteți să fiți altfel, puteți să împărtășiți, să nu vă mai fie teamă să nu vă mai fie teamă de ce? Să fiți vulnerabili. Să fiți vulnerabili. Simțiți că lângă această persoană puteți produce, crea chestiuni noi, chestiuni, poate să țină și de bani, și de familie, și de artă, și de afaceri, de orice. Creați produse noi, comunicați altfel și creșteți împreună. Posibil, dacă vă veți întâlni, când vă veți întâlni, deocamdată cartea a venit invers, când vă veți întâlni, s-ar putea doamna să poarte o rochiță cu flori, o rochiță cu flori și să vă întâlniți undeva în amurg, la un apus de soare. În continuare aveți iar un număr maestru, 44, a mai apărut de-a lungul timpului la diferite, cred că și la voi, etalări. 4 cu 4 înseamnă 8, evident, transformare. Transformarea de care am vorbit și 2, relație, 4 și 4, da, sunt 2 de 4. O altă relație, dar cum zic eu de fiecare dată când apare această carte, relația între 2 încăpățânați, amândoi sunteți, nu musai semne fixe, pentru unii puteți să fiți semne fixe, dar Capricornul nu e semn fix, depinde ce mai aveți voi în harta natală. Amândoi sunteți foarte ambițioși, încăpățânați, încăpățânați așa vă simt, dar ideea este că totuși 4 este un număr stabil, posibil că vă găsiți stabilitatea împreună și trebuie să învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt, să învățați ce vă place, învățați cum să comunicați coerent și armonios unul cu celălalt. Văd multe scoici, multă apă. Posibil este o chestiune care ține de comunicarea emoțională la care trebuie să mai lucrați. 4 și cu 4, 8, văd Neptun, Trigon. Bănuiesc că o să-mi spuneți voi mai încolo, poate dacă o mai fi canalul ăsta și la anul, vedem. Împreună puteți să vă realizați visurile, să le puneți în practică, să le manifestați, pentru că sunteți puternici. Da. Dar trebuie să fiți doritori să vă exprimați dragostea. Cei care nu au exprimat-o, că probabil că da, a venit și cartea invers, să iertați 2 și cu 9, cât înseamnă? 11, da? 11 suflete perechi, flăcări, gemene, unii, să zicem. Dar trebuie să iertați. Eventual să nu mai purtați măști,
să vă topiți un pic din această răceală emoțională, probabil, să învățați să exprimați dragostea și prin cadouri, eventual și prin sexualitate, pentru că văd scoici aici, sexualitate, trebuie exprimată și această atracție, evident, trebuie să aveți credință și să conștientizați că în momentul în care dați un like, primiți like, adică în momentul în care exprimați dragoste, primiți din partea celuilalt dragoste, nu se poate doar dintr-o singură parte. Bine că femeile, în general, sunt mai expresive decât bărbații, dar situația poate să fie și invers. Un mesaj a fost, sau mai multe. Au fost mai multe, da? Unde să le mai pun? Le pun și eu pe unde reușesc. Din seria a animalelor, spiritul animalului, animalelor, boh, ce mai greșesc eu că vorbesc mult și mai greșesc, în fine. Aveți două semne de aer, pământ și iar aer și în spate apă, foc. În fine, ideea este că am vrut să se arate bufnița. Nu mai știu la ce zodia a mai fost bufnița și la capătul setului, scuzați-mă, cu rechitarea mea. La capătul setului de cărți, iar cioara. O situație negativă, ori între voi doi, ori blocajele pe care le-ați experimentat și urmează încă să experimentați câteva, pentru că a venit cartea invers, dar aduceți-vă aminte că sunteți pe această vibrație, aduceți-vă aminte de acest curcubeu, de această lume pe care voi sunteți, într-un fel sau altul, obligați prin misiunea pe care v-ați ales-o în această viață să o creați, da? Trebuie să creați, să transformați ceva. Să ieșiți din acest întuneric și să transformați, să transformați, că tot am vorbit de transformare, transformați întunericul în curcubeu, într-o lume frumoasă. Dacă lumea aceasta este tristă, este plină de așa zis viruși, de tiranii, de manipulări, de răutăți, transformați-o. Și a venit. Revin la ce mesajul care a venit, bufnița. Bufnița e similar, nu similară, e a noua carte din semnele de aer, ar și putea să mă gândesc că aveți multe griji, da? În contextul ăsta normal, da? Sau al bursucului, da? Aici sunteți voi semn de pământ, eventual timizi. Timizi și speriați un pic de acest întuneric, de aceste probleme prin care trece și voi, trec și alții. Poate unii ați avut de-a face cu un semn de aer care va afectat negativ. Nu pot să dau vina pe nimeni, doar zic că v-a afectat situația respectivă. Dacă nu e vorba de semn anume, poate să fie felul în care comunicați, ce ați primit prin mass media, vă îngrijorează oricum. 9 de aer, mă gândesc la 9 de spade, da? Griji care vă îmbolnăvesc. La un dat ați avut impresia că nu găsiți soluții, dar trebuie că soluția să o găsiți în voi, transformare interioară ca să puteți să ajungeți la această uniune, da? Transformare personală. Și bufnița ce face? Am spus de câte ori a venit ca și mesaj. Se mișcă în toate părțile și vede lucrurile din toate perspectivele. Și tocmai pentru că vede din toate perspectivele, mai devreme sau mai târziu, vede această lumină, vede acest curcubeu și înțelege că are înțelepciune. Asta înseamnă bufnița, înțelepciune. Înțelege că trebuie să găsească varianta în sine, nu în afară. Bursul cu semn de pământ, bănuiesc că sunteți voi. Vă simțiți singur, v-ați simțit singur în această situație întunecoasă sau poate ați fost în tăcere cu cineva, în separare cu cineva. Dar, repet, iar trebuie să vă ridicați. Dar ce interesant, aici lumea aceasta frumoasă este oprimată de o forță negativă. Aici deja lumea devine lumină, e o nouă lume. Ați declanșat acest curcubeu, v-ați ridicat deasupra problemelor și ați ajuns până la soare. Trebuie să ajungeți până la soare, da? Este regele de spade. Trebuie să aveți această forță mentală. E nevoie să ieșiți din griji, din frici, din timidități și să demonstrați o forță mentală. Poate aveți și pisica de mare, eventual. Din punct de vedere emoțional, nu ați arătat lângă hienă.
Nu v-ați arătat emoțiile sau invers, cineva semn de apă nu a arătat emoțiile și pasiunea sau voi nu ați arătat emoțiile și pasiunile față de cineva. Dar ce aveți, aveți în continuare vulturul și Moria, asul de... Ia, și voi, regele de pământ, calul. Calul lângă steaua de mare, lângă alt semn de apă. Deci trebuie să, în primul rând, să manifestați dreptate, că asta face vulturul, să manifestați spiritualitate, să vă ridicați deasupra acestui nopți, da? Și să vă duceți, că să zburați cât mai aproape de soare și de nori, da? Cât mai aproape de Dumnezeu, de spiritualitate și să manifestați ce adevăr. Chiar dacă riscați, că și vulturul riscă eventual să își piardă din penec dacă zboară prea sus și molia își arde din aripi, dar nu contează, pentru adevăr se merită. Și adevărul este că dragostea este cea mai importantă în această lume. În momentul în care faceți acest lucru, reușiți să manifestați cea mai bună versiune a voastră, cavalerul de, nu, cavalerul, regele de monede, calul. Reușiți să vă eliberați, pentru că e un simbol al libertății, să vă eliberați de acest întuneric, să vă eliberați de griji, da? Și să vedeți o altă lume, alte potențiale, alte oportunități, să intuiți eventual emoțiile voastre ale celorlalți și după regele de monede urmează steaua de mare sau acest semn de apă. Posibil, posibil, pentru că este urmat de vulpiță, posibil lângă acest semn de apă să simțiți că puteți să faceți o pereche, pentru că vulpea în acest context reprezintă partenerul, da? Partenerul de viață în aceste de cărți. Mi-am și notat ca să nu uit. Simțiți că lângă acest semn de apă vă echilibrați, este 6 de pământ, da? Vă echilibrați emoțiile. Cam acesta ar fi, să zic. Dacă nu e de apă, poate să fie de alt semn, nu vă fixați pe semne, eu v-am transmis mesajele. Voi vi le adaptați, nu vreau să vă creez eu scenariile. Consider deocamdată că nu am acest drept. Ia uite, la capătul setului de cărți, faetonul. Să zicem că e semnul racului pentru unii, dar eu zic că e determinarea multora de a merge înainte către ce? Către sufletul vostru pereche, de care sunteți foarte îndrăgostiți de mult timp și ei sunt îndrăgostiți de voi, dar probabil că unul dintre voi, cel puțin unul, dacă nu chiar amândoi, trebuie să, sau a trebuit, sau încă mai trebuie să decideți. Sper să nu fiu întreruptă. Să decideți, să alegeți. Ați fost la o răscruce de drumuri și trebuie să alegeți. Sper să nu fiu întreruptă. Dacă sunt întreruptă, o să lipesc videoclipurile și o să apară iar dunguța. Nu intrați în panică. Dacă apare dunga, voi ascultați mesajul. Deci trebuie să decideți, să alegeți drumul către acest suflet pereche, iar regina de cupe pentru un semn de apă, pe care teoretic, cel puțin cărțile arată, că vi l-ați dori lângă voi, ați fi determinați, da, determinați faetonul să luptați 7 de băte. Poate că ei sunt mai defensivi, poate că ei nu mai comunică așa cum comunicau, pentru că este un valet cu spada în jos, poate ei nu mai comunică așa cum comunicau înainte, rămâne de văzut, depinde de voi. Însă, împreună sunteți puternici, am mai zis și mai devreme, da? 8. Este și aici. Împreună sunteți puternici, vă susțineți unul pe celălalt, da? Dacă unul este mai practic, mai pământean, da, leul, celălalt este, să zicem, mai spiritual, mai emoțional, fecioara. Dar împreună sunteți un cuplu super. Și ce urmează, valetul ce frumos, valetul de monede și 10. Cineva vrea să facă un gest de împăcare ca să creeze această abundență, relație de lungă durată, pentru că au fost lacrimi. Au fost lacrimi care trebuie vindecate. Nu s-au vorbit despre mai multe. Ce a sărit? E drăguț! 10 de spade invers. 10 de spade invers înseamnă că vă eliberați de durere și unul și celălalt.
Ce mai văd trei de monede, vreți să construiți. Vreți să construiți o nouă relație, un nou stadiu în viața voastră, o nouă afacere, iar 8 de spade, 6 de spade. Vreți să vă eliberați mental de acele blocaje, de acele gânduri negative. Ce frumos, aici să se oprească. Asul de cupe pentru unii, da? Și zero. Vreți să luați de la zero într-o nouă relație sau într-o nouă etapă. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod Nord în Capricorn. Capricorn. Ce-am zis că fac? Ah, stai. Deci, ultima oară ce fusese săgetător a fost cruce celtică. Ia să dea o lumânare asta la o parte. Înseamnă că la voi o să fac 3, 3, 3. Oh, 4 de cupe, asul de bâte. Încerc să fiu mai rapidă, că nu vreau să fiu deranjată și prefer să fac un pic mai scurt luna asta, eventual la voi. Deci, 4 de cupe, asul de bâte, 10 de cupe. Probabil că a simțit o pasiune pentru cineva, posibil semn de apă. Da? Pentru unii poate să fie și semn de foc, pentru că se întâmplă și berbeci cu capricorn să se cupleze, da? Apă și foc, între emoții și pasiune. Cineva v-a pus între aceste stări. V-a scos din starea voastră pământeană, din dorința voastră de stabilitate și de bani și v-a adus, v-a reaprins flacăra. Și totuși, ori dumneavoastră n-ați primit, ori voi nu ați primit această ofertă, 4 de cupe, da? Pentru că ați fost preocupați de prieteni sau de job sau de familie sau de alte prostioare, bârfe, de văd un șoricel, nimicuri. De nimicuri, da? N-ați primit această cupă care v-a fost făcută și care v-ar fi dus către o relație fericită în care aveați nu doar emoții, aveați și pasiune, și pasiune, și foc, și puteți să faceți, să creați. Asta înseamnă focul. Puteați să creați. Puteați, că e la trecut, dar nu puteți. Ok, deci asta a fost în trecut. Rămâne de văzut dacă pasiunea, probabil că totuși pasiunea a rămas. Rămâne de văzut. A trebuit să clarific, ia să și clarific, da? Oh! Ia uite, lupte, lupte mentale. În a oferi cuiva, eventual cineva va oferi, ci voi v-ați lupta cu voi să primiți. Și v-ați pus în durere, da? Pentru că ați purtat unii dintre voi niște măști. Evident că poate povestea să fie invers. Și uite, așa ați intrat în singurătate, aloneness. Încerc să fiu mai iute, fără supărare. Important e să vă fac etalarea cât de cât în liniște. 4 de cupe. Ok. Oh. Slowing down. Cavalerul de monede. Semn de pământ. Bănuiesc că voi, din cauza că v-ați mișcat atât de încet în această ofertă, oportunitate, unii dintre voi, poate să fie și la job, evident, poate să fie și la job, da? O ofertă, un proiect care v-ar fi adus multă bucurie, dar cineva s-a mișcat destul de încet în această situație. Dacă nu, poate să fie sentimental, evident, că vorbim de cupe și de foc și de pasiune. Bănuiesc că sunteți voi care v-ați mișcat încet în această ofertă și cineva și-o fi pierdut răbdarea. Și a devenit, persoana respectivă a devenit mai selectivă. Ar fi vrut să vă mișcați un pic mai iute. La capătul setului de cărți, 9 iarde de monede. Ia uite, vă simțiți vinovați. Sunteți voi 9 singuri, frumoși, să zicem, unii dintre voi, cu reușite, cu de toate, da? Dar vinovați. Vinovați că nu ați participat. De ce vă zice, nu? Așa zice, participare, similar cu 4 de bâte. Nu ați participat la construcția acestei relații. Și unul dintre voi se simte acum, tot semn de pământ, probabil mizerabil, pentru că nu s-a lăsat în voia emoțiilor. Ha. Posibil a fost o relație la distanță, 3 de bâte. Ați experimentat această intensitate, dar unul dintre voi nu a făcut suficiente compromisuri. Asul de bâte. Uf! Nu, prea multe. Da, nu? Nu, prea multe. Da, nu s-a, cineva nu s-a implicat în această relație. Asul de bâte, clarificăm asul de bâte. Clarificăm asul de bâte. Creatorul. Ați fi putut să creați de domeniul trecutului.
ați fi putut să creați, ia uite. Ați avut pâtă, ați avut focul, dar, dragii mei, acest foc este chakra a treia, este și ego. Este și ego. Posibil unii ați avut pe un semn de foc în trecut. În trecut. Vedem ce înseamnă și 10, da? Ce înseamnă 10 de cupe? Clarificăm 10 de cupe. Poate să fie și început, poate să fie și sfârșit, poate să fie și iluzie. Ia, ce înseamnă 10 de cupe? Clarificăm 10 de cupe. Wow, ce cărți au venit. Deci este un potențial ratat atunci, dacă e de domeniul trecutului. Ați atârnat de un trecut, unul din voi, și a stat între două gânduri, între două, asta, ia uite, într-o, de-aia și zice schizofrenie. Între două variante. Să blocați acest foc creator sau să-l manifestați. Dacă îl manifestați, culegeați roadele acum. Erați deja fericiți la casa voastră, eventual și cu copii. E de domeniul trecutului, da? Dar pentru așa ceva, ca să culegeți acum roadele, ar fi trebuit curaj. Este puterea pe care am văzut-o mai devreme. 8. Transformare. Să spargeți toate blocajele ca să creșteți împreună. Însă, totuși, unul din voi, cel puțin unul din voi, a atârnat prea mult de trecut, da? Clinging to the past. Și celălalt, să zicem, unul a atârnat de trecut și celălalt a fost tot timpul între două gânduri. Între două gânduri. Și atunci, 10 de cupe în acest context, ia uite, și în acest context, 10 de cupe, rămâne doar o iluzie. Pentru că unul dintre voi trebuia să se decidă, 2 de bâte, între două posibilități. Iar 2, iar schizofrenie, 2 de spade, 2 de bâte, da? Eventual trebuia să călătoriți, nu să amânați. Nu s-a amânat să spargeți lanțurile, să manifestați împăratul, să fiți rebel, ca să manifestați acest suflet pereche. Și toate chestiile astea v-au epuizat. Ha. Unde s-a oprit? La 4 de spade. Trebuie să vindecați, să vă vindecați de acest trecut. Eventual, regina de cupe, iar poate și ea trebuie să se vindece de acest trecut. Poate 10 de cupe sunt iluziile ei, nu doar ale voastre, dar în fine. Că e semn de apă. Poate un semn de apă a avut niște iluzii față de voi. În fine, vise, speranțe. În fine, voi vă crea scenariu. Prezent, Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent. Capricorn, prezent. Prezent. Era să sară, dar nu. Așa. Ne hotărâți? Trebuie să fiți hotărâți, că doar am văzut faeton. Uite. Și am văzut la un dat. Mai... 3 de cupe, 5 de spade, dar totuși încheiați acest capitol, zic eu, de 3 de cupe, 5 de spade, încheiați acest capitol. Visați în secret, aveți două semne de apă iar, 7 de cupe și luna, da? Rac, pești, scorpion, visați la o schimbare, da? Wheel of Fortune, o schimbare care vă duce către stabilitate, către marele preot. Și cu răbdare, de la Marele Preot la Marea Preoteasă. Faceți, cu răbdare vă trebuie să manifestați această legătură spirituală, ca să înseamnă Marele Preot și Marea Preoteasă, o legătură spirituală care există de mai mult timp în alte dimensiuni și în alte vieți. Dar în prezent, să vedem cum se vor clarifica, aveți 3 de cupe, 5 de spade și teoretic ar trebui să închideți capitolul. Dacă ați fost în triouri și în conflicte mentale și în argumente, da? S-a terminat cu acest capitol. Da? Eventual vedeți alte oportunități și vreți să vă schimbați în continuare pentru prezent. Încă o carte pentru prezent Capricorn. Uf! Două? Ok. Două. Ar fi trebuit să fie 3. În continuare 6 de cupe. Și magicianul. Mai iar apare semn de apă, iar apare semn de apă. Dacă între voi și un semn de apă ar apărut un semn de foc, e posibil în continuare să aveți argumente cu ei, pentru că e pe vertical, da?
Din, evident, din ego. Da? Ego-ul e și aici, ego-ul e și aici. Asta e o variantă, vă dau mai multe. Evident că nu e obligatoriu să fie cu un semn de foc, dar dacă a fost o ofertă, o aventură, ca asta înseamnă și astfel de bute, o aventură cu cineva, nu obligatoriu semn de foc, da? Posibil că ați manifestat-o din ego pentru unii și posibil în acest moment să aveți niște argumente, conflicte măcar, conflicte mentale, dacă a fost bine sau nu a fost bine că ați făcut-o. Iar apare foc între semne de apă, 3 de cupe, în continuare. Simțiți bucurie față de această persoană pe care, într-un fel sau altul, ați pierdut oportunitatea cu ei, dintr-un punct de vedere. Așa. Și această iluzie, acest vis frumos, 10 de cupe, încă vi-l doriți să-l manifestați. E magicianul și 6 de cupe. Doriți să-l manifestați acest 10 de cupe, chiar dacă n-ați reușit în trecut. În prezent asta aveți. Aveți magicianul. Considerați că aveți toate, simțiți că aveți toate resursele să manifestați acest vis cu cineva, probabil această persoană din copilărie cu care aveți o relație foarte profundă, da? 6 de cupe. Dar, unde s-a oprit? S-a oprit la 3 de băte. Posibil sunteți la distanță unul de celălalt, dar așteptați cu răbdare să manifestați iar 11-11, da? O relație de lungă durată, să puneți bazele acestei relații și puneți bazele printr-o ofertă practică, prin acest as de monede. Da. Probabil că de-aia durează să se manifeste acest. Ia, uite ce frumos! Aveți multă pasiune, multă, sunteți foarte mult atrași de un semn de apă, regele de cupe. Și vreți să mergeți către ce? Temperanță cu răbdare, către vindecare, creștere spirituală eventual. Bănuiesc că în momentul în care lăsați argumentele, haideți să și clarificăm. Sper că mă înțelegeți, da? Clarificăm 3 de cupe. În prezent pentru Capricorn, 3 de cupe. Cine e 3 de cupe? Vă epuizează 9 de bâte. Probabil că ați obosit. Ați obosit pentru unii dintre voi să fiți în trio. Și trio, repet, poate să însemne și familia, poate să însemne și prietenii, amicii, cluburile, jocurile, chiar și jocurile pe calculator, nu mă refer musai la jocuri cu banii, da? Statul pe calculator la eu știu ce, nu știu că nu mă pricep, unii poate știți mai bine ce jocuri sunt la mod acum. Poate să reprezinte, am zis, și familia, poate să reprezinte și o altă persoană, dacă a fost într-adevăr o aventură cândva, că se vede totuși într-un trecut. Din acest motiv aveți și argumentele, nu mai vreți. Probabil că vă certați cu toți cei care v-au buruiat de la manifestarea acestui suflet pereche, acestei uniuni. Sau dacă nu vă certați, încercați să-i puneți la punct. Sunteți epuizați, da? Epuizare. Asta înseamnă. De se și vede. Vă doare capul. V-ați săturat. V-ați săturat de genul ăsta de viață. Și simțiți că este o greutate pe voi, da? Burden. Vreți să lăsați, ești similar cu șase, iau de ce frumos, să lăsați în urmă aceste lucruri, iau de. Că vă simțiți într-un palat de gheață, voi vreți acum armonie, 10 de cupe, ăsta pe care l-ați visat cândva, vreți să-l manifestați. Nu mai vreți control, vreți o nouă viziune asupra lumii. Vreți să conștientizați, să vedeți cu al treilea ochi, să vă treziți alte calități. Clarificăm 5 de spade. 5 de spade. 5 de spade, clarificăm 5 de spade. Sau îl iau eu dacă nu dai tu. 5 de spade. Ok, îl iau eu. Ia uite, vă simțiți vinovat și ce am mai văzut? Ia uite, epuizare, durere. Nu, v-ați săturat, ia uite, măști, măști, v-ați săturat de genul ăsta de aventuri, de ego, v-ați săturat. C-o fi semn de foc, c-o fi alt semn, v-am zis, poate să fie un stil de viață. Da? Iar triouri. Iar triouri, iar joacă. Nu le mai scot, că mai trebuie să mai și clarific la altele, da? Le-ați văzut. Măști, politică, politică, durere, sunteți sub presiune, vă simțiți vinovați. Las doar una că e suficient. Unii dintre voi, evident că poate să fie și invers, poate ei se simt vinovați, poate să fie semn de aer, semn de foc, da? Că iar apare semn de aer.
Clarificăm 6 de cupe și magicianul. 6 de cupe și magicianul. Clarificăm, te rog frumos. Șase de cupe și magicianul. Șase de cupe. Uf! Ia, două. Ok. Vrei să aveți încredere, să zburați într-o nouă direcție. Semn de apă este un soi de cavaler de cupe. Vreți să aveți încredere că puteți manifesta o relație frumoasă, 6 de cupe, posibil cu cineva cu care simțiți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață sau cu cineva din copilărie sau din cartierul vostru, cineva cu care vă simțiți ca acasă, ca acasă, eventual dacă nu e vorba de asta, vă simțiți că vă trezește copilul interior din voi. Dar vreți să manifestați. Trebuie să aveți încredere. Vreți, cavalerul de cupe, da? Și să, pe de-o parte, să nu vă mai gândiți. No? Thingness, da? Să nu vă mai gândiți la acel trecut. Pentru că a fost negru. Interesant este că e Marele Preot. E similar, e cartea 5, arcana 5, similar cu Marele Preot. Dogme, poate nu neapărat dogme, tradiții sau un stil de a vă impune regulile voastre. Dar ideea este că vreți să nu vă mai gândiți la acest întuneric pe care l-am văzut și la spiritul animalelor, da? Vreți să aveți încredere. Ce opuse sunt, da? Ce opuse! A fost noaptea minții. Conștientizați, da? Conștientizați. Că de-aia unul dintre voi se simte vinovat, da? Că ați fost într-un întuneric fantastic. Parcă sunteți și supărați cu micățelul meu, supărat pe jucăria lui. Nu v-au ascultat jucăriile astea, v-au jucăriile sau felul în care v-a trăit viața, nu. Nu a fost. Nu v-a dus nicio satisfacție. Și în continuare, ce aveți succesul, dacă reușiți să spargeți blocajele, dacă reușiți să spargeți lanțurile, să fiți rebeli, da? Și să ieșiți din amânări și din. Da, uite, ați amânat acest suflet. Acest suflet, da? Amânări, ați postponat. Ați amânat această prietenie care se putea și interesant că sunt tot doi pomi, da? Tot doi pomi. Acest suflet pereche. Ia uite și în spate îndrăgostiții, da? Unul dintre voi a suferit foarte mult până să vă treziți voi, el sau ea sau cine o fi, până să vă dați seama că sunteți ființe divine, da? Nu doar niște simpli oameni cum credeați. Sper să nu fiu deranjată. Ia, în viitor. Capricorn. Ia. Mai să eu. Oh, 5 de cupe. Capricorn. 2 de monede. Trebuie să aveți putere. Păstrați-vă puterea. 5 de cupe. Uf. Și 6 de spade. O să le clarificăm imediat. La capătul setului de cărți, temperanța. Trebuie să aveți răbdare. Să aveți răbdare, de-aia a apărut și cartea invers. Să aveți răbdare până reușiți să manifestați. Să aveți răbdare să vă cunoașteți unul pe celălalt. Pentru că nu cunoști un om nici într-o zi, nici într-o săptămână, nici măcar într-un an. Ne trebuie o viață. Da? O viață ca să cunoaștem un om. Suntem oricum toți în schimbare continuă. Ești temperanță, trebuie să vă echilibrați în primul rând, să vă vindecați, să vă echilibrați focul și emoțiile. Și să vă decideți, iar apare doi de pute. Să vă transformați viața, să vă treziți, să spargeți toate aceste clădiri nesigure, da? Situații nesigure și să construiți, da? Asul de monede, să construiți ceva durabil, valabil, valoros, regele de foc, cu pasiune și cu determinare și cu mai ce. Și cu încredere că ceea ce veți face de acum încolo, ceea ce veți construi, sper să poți să continui. Spațiul de stocare este aproape așa, cu încredere că ceea ce veți crea, ceea ce veți construi de acum încolo va fi de lungă durată.
Urmează și valetul de cupe. Da, vreți să vă duceți, vreți să vă duceți la un moment dat în viitor să călătoriți, da, către valetul de cupe. Să oferiți o scuză sau un cadou sau o împăcare. Să lăsați în urmă această jonglerie între viața personală și viața publică sau între job și familie, da? Pentru că cineva plânge. Poate că și voi ați început să plângeți, să regretați, că văd vină, da? Cineva plânge. 4 de cupe, 3 de cupe, că au fost triouri. Triouri și repece. Am spus ce înseamnă triouri, da? Nu v-ați văzut acest suflet pereche, de-aia și în spate, de-aia a apărut și uniunea invers. Ați fost între două. Două situații, cel puțin două situații. Și repet că și la 3 de cupe și la 2 de monede, situația poate să fie jobul, poate să fie orice altceva. Mai, sper că se vede. Mi-e și frică să apăs pe... Ia, amulez. Ok. Vreți să lăsați în urmă aceste ape tulburi, acest întuneric, da? A zis cavalerul de cupe, acum apare valetul de cupe. Și să mergeți, poate cu această lună plină, să învățați să manifestați această manifestare, o bâtă, asta înseamnă aveți determinare, da? Detașarea aceasta mentală de trecutul care v-a ținut departe de sufletul vostru pereche, de flacăra voastră.